Libertatea este esențială în creație. Îndemn tinerii să o prețuiască și să o apere. Este mesajul distinsei pictorițe Elena Bonta la inaugurarea expoziției consacrate aniversării a 90-a de la naștere. Meritele deosebite în artă, în promovarea culturii naționale și contribuția la dezvoltarea patrimoniului cultural i-au fost apreciate cu medalia Mihail Grecu a Uniunii Artiștilor Plastici și medalia Academiei de Științe a Moldovei Nicolae Emilescu Spătaru. Vroiam așa de tare, vroiam libertate. Atâta libertate am vrut în viața mea, dar eu tot timpul am fost constrânsă. Constrânsă din cauza părinților că au fost deportați, din cauza tatălui meu că a fost la pușcărie 10 ani. Și toate astea erau fiindcă bănuiți că suntem contra Uniunii Sovietice. În pofida interdicțiilor, Elena Bonta a ajuns o artistă cu o carieră excepțională. Elena Bonta este un vârf al picturii noastre naționale și această expoziție cumva vine să înglobeze întregul ei parcurs în creație, începând cu prima lucrare din 1955 și încheiind cu lucrări din ultima perioadă. Îi suntem recunoscători pentru tot patrimoniul, toată bogăția care a creat-o pentru Republica Moldova, pentru omenire în general, și ne mândrim cu această bogăție. Vizitatorii admirau lucrările, dăruiau flori autoarei și exprimau recunoștința pentru o viață trăită pe altarul artei, fără a plăti tribut ideologiei. Întotdeauna mi-a plăcut pictura pe care o face. Chiar uneori am fost și la studii împreună și eram încântat cum rezolvă peisajul doamna Bonta și cum îl fac eu. O cunosc din copilărie, întrucât mama mea a fost învățătoare. Doamne, unele picturi sunt și la noi acasă, și la copiii mei. Creația maestrului Bonta e deosebită, e foarte fină, îmi place mult. O expoziție foarte diversă prin care artista Elena Bonta a reușit perfect să combine atât elementele postmoderne cu elementele din stilul tradițional. Este fascinantă munca și inspirația culorilor. Lenuța a avut și o perioadă religioasă în destin. Aici avem chiar Mănăstirea Tabără, o lucrare din 1969. Unde Juna Lenuța a fost călăgoriță pentru că părinții au fost exilați în Siberia. Ea rămăsese una singură și uite, s-au ploșit sub aripa Domnului. Sub aripa divina inspirației, Elena Bonta continuă să lucreze și la această venerabilă vârstă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns în ziua de astăzi. Vreau să transmit tinerilor să prețuiască libertate și să fie uniți, să fim toți uniți. Fără unire noi nu o să facem nimic. Deci unire în suflet și în gândire. Expoziția aniversară Elena Bonta 90 cu lucrări din patrimoniul Muzeului Național de Artă al Moldovei și din colecția artistei poate fi văzută până pe 10 decembrie.